Din cabinetul Ponta 3 au fost analizați de șeful statului, președintele Traian Băsescu a avut cuvinte de laudă la adresa ministrului finanțelor Ioana Petrescu. Mie îmi place doamna zona. Asta. Doamna. A, doamna, îmi că place, zona sunt convins că poate mult mai mult, sunt convins că o să le pună pielea pe băț prin Ministerul de Finanțe în câteva luni. Întâi stă, probabil e prima, adică nu probabil, cert e prima funcție de asemenea dimensiuni, eu îi exprim mai mult o speranță, da, cred că e prudentă deocamdată și plec de la premiza că are în jurul dânsei oameni de bună credință. Și a fost singurul ministru care a primit aprecieri de la Traian Băsescu. Rovana Plumb, actualul ministru al muncii, a fost acuzată de minciună de șeful statului. Acea femeie e o femeie la vârsta la care e foarte greu să mai minți. Noi am menținut, am consolidat locurile de muncă. Doamna minte, de la Emil Boc au primit un șomaj, vorbim pe cifre ESA. 6,7, 6,8%, acum sunt la 7,3. Și doamna spune, am creat locuri de muncă. Dar, doamnă dragă, dacă te-ai pierdut... Și criticile nu s-au oprit aici. Turzu putem să-l punem într-un tandem cu Bianca Drăgușanu, la altceva, că l-am văzut tot cu figuri de-astea. El mă așteaptă la poartă să facă nu știu ce. Nu-i reușită varianta cu Turzu după mine. Mă uit la ei așa, toți sunt pervertiți, tinerii de la PSD. Au luat școala aceea a minciunii și a propagandei la PSD. În afară de Dragnea, care e mai aplicat către administrație, toți sunt propagandiști. Toți sunt propagandiști. De la Ponta, Șova, habarniști,